Leu a stat câteva zile pe gânduri, dar cum s-a născut decizia de a se împăca cu Nora? El este Leu și din seara asta reprezintă oamenii care iubesc. V-ați împăcat? Da. Și nimeni nu se opune? Nu-i treaba mea. Dacă cineva simte nevoia să-mi sacrifice fericirea doar pentru propria ei plăcere, sunt dispus să accept. Știi că iubirea învinge tot, n-aș fi crezut că am să pot. S-a văzut clar, mă, că nu e teatru, nici din partea ei, nici din partea ta, că vă iubiți. Chiar vă iubiți. Exact. Iubiți-vă, mă, dacă... Uite, mă, frate, știi cum am gândit-o? Cât timp ăsta nu și-a petrecut așa, fără ea? Și nu ți-a fost bine? Nu, și care a fost lucrul care a... Am primit o scrisoare în care, gen, îmi spunea că nu e ok ceea ce fac, dar, gen, decizia mea era luată de dimineață. Vrei să spun o chestie? Da, întors cu mine. Niciodată în viață nu am crezut în pauze. Deci pauze în relații nu există. Să știm. A, să scrie și în scrisoare. Decizia oficială luată de Leu a fost comunicată în ediția de ieri. Care-i statusul astăzi? Că eu vă întreb pe toți așa. Cu Nora a rămas să mai prindem o pauză să decidem amândoi. Poftim? Să mai prindem o pauză să și verbalizăm. Adică, mă? N-am vorbit. N-ați vorbit. Doar v-ați pupat. Da. Oficial, ca cum se pupă doi iubiți, adică nu pe obraz, ca să înțelegeți. Da, da. Și v-ați pupat atât de mult încât n-ați apucat să luați o decizie. Hai să o luați acum, uite, până intră... Sunteți într-o relație? Da. Da? Deci gata. S-au împăcat, dar înainte de asta... Odată luată decizia, cei doi recuperau timpul prin declarații siropoase și lungi săruturi. Ce ai zis? Cine ce? Ce ai zis? Când? Ce ai zis? Care? Că nu mă pup. Cum? Pe? Unde duci? Pe nu, las că vine noua concurentă. Să-ți fie rușine. Da, mie să-mi fie rușine. Dacă tu vorbești... Pentru că iubita mea mă trimite dacă la alta. Dacă tu vorbești din astea iubita în casă... Iubita mea mă trimite la alta. Dacă tu vorbești chestii de alta. Nu, să vezi, să mă pui, mă trimiți la altele, vezi? Concurentă, nu. Din astea vorbește. Iubitul meu care era în pauză. Când era în pauză, nu-și dorea pe nimeni. Iar acum că ești în pauză, își dorește noua concurentă. Pe nume Nora. Îți spal cu bătaia. Dacă mai vorbești tu cu mine... Eu vorbesc te bat, cu... Te eu bat, vorbesc! Te bat! Ce vrei de la mine? Capul cu fur? Ce vrei de la mine? Tu ce vrei de la mine? Nu n-am te-am părăsit niciodată. Ei. A, nu, nu mi-ai dat un pic de pauză. În alea editate? Ce poze editate, mă? Asta, aia asta, nu e editată, aia e atunci vopsită și machiată. Aha. Las atunci, acum e asta. Ia mâna! Ia mâna! Pui mâna pe pozele mele. Și vine fata nouă, rafa, fa, fa, și... la fata 10? Ești la date cu ea? Da. Deci dacă tu ești la date cu fata nouă, știi ce se întâmplă? Ce ai zis tu la Perneș? Dacă Nora merge cu cineva la date. Ce ai zis la Perneș? Da, atunci merge, merge la date. Chiar n-am zis asta. Dar ce ai zis? O să fie ultimul date la care merge băiatul ăla. Băiatul sau fata? Băiat. Du-te. Dar după aia mi-am dat ce seama că băiatul n-are nicio vie. Aha. Doar în jumate, ratatata. La fetele nu-i cânt asta. Mai nu se poate. Atunci, uită pozele alea. Ia un sac de gunoi. Să le bagi în sac de gunoi și să le arunci. Nu. Ne-am înțeles? Eu fac ce vreau eu. Și din momentul ăla o să zic eu, relația asta s-a încheiat. O să zici tu? Ce zice? Sincer acum. Dacă ar veni o fată. Ce zice că mă, da, îmi place de Leo, dar știu că este într-o relație. Vreau să-l cunosc. Să fii sănătoasă, mă bucur că ai venit. Și cam atât, ce să-i fac eu. La fel ca la Giulia, ce n-ai, nu le lași să mă cunoască? Și dacă vine un băiat? Așa. Și o să zică? Așa. Că vreau să cunosc pe Nora. Să fii sănătos, cunoște dacă ea vrea. Dacă crezi că tu poți să găsești mai bun de atât, poți să te duci de acum, trebuie să mai stai.
ca idee. Ia, dar nu mai vorbi cu mine așa, da? Hai, vino cu. Nu, iarăși vorbești prost. Serios vorbești prost. Deci, fără ce fără? Dacă nu eram așa, hai să o luăm logic. Mie îmi place mult viața logică. Dacă nu eram, de ce mai pauză, de ce mai... Mi-e frică de cine să am rușine, de cine să zic. Nu ora să terminat, ci până la vedere. Trebuie să comunicăm, adică păi ok, comunicăm. Ne înțelegem noi prin... Păi da, dar eu n-am lăsat numai în baza să ne înțelegem la anumite chestii, la anumite momente, nu mereu. Dar vreau să zic pe bază de sentimente așa și pe ce simt, nu pot să mă exprim. Pentru că nu știi ce simt. Vrei să vorbesc, să comunic cu tine. Dar eu nu vreau, atunci... pe mine nu mă interesează vorbul. Nu, din partea mea ai putea să nu-mi zici niciodată, nici te iubesc, nici nimic. Da, bine, atunci nu da, dacă, zic, dacă ai fi lângă mine omule, când e rău și când am nevoie de tine, asta dar e. Dar trebuie să vorbim, da, asta, adică ce... Da, da, da. Da, tu înțelegi lucrul ăla, că poate că și eu am nevoie să... Păi da, dar din momentul ăsta, uite chestia asta, eu nu pot să înțeleg și n-am înțeles niciodată. Yeah. Deci din moment ce tu simți anumite lucruri și eu sunt acolo pentru tine și fac niște chestii care sunt strict pentru tine. Din chestia asta ce relevă? Nu că țin la tine și că sunt fericit alături de tine? Ba da, dar trebuie și să comunicăm cum... Păi și ai preferat să comunicăm și să nu simți lucrurile despre, astea? Nu despre dar sentiment. Nu mă pricep să vorbesc, nu ce pot să zic că mă dar simt nu, bine lângă tine și că sunt fericit, dar mă jenează lucrurile astea să le scurt pe gură. Nu. Mă simt jenat când spun lucrurile astea, e o problemă la mine. Tu cum privești relația în momentul de fapt? E o relație foarte, cum să zic eu, complicată pentru noi doi nu e. Ești, nu știu, mă simt bine cu tine. Ăsta e cuvântul ăsta de scrie ceea ce mă simt eu. Dar în rest, tot în jurul nostru e extrem de complicat. De ce nu v-ați uitat, doamna Dana? Mi se face rău, pur și simplu. Vă dau un calciu. Chiar îmi trebuie. Dar de ce vi se face rău? Uite, chiar voiam să vă întreb ceva. Îl întreabă Nora pe Leo dacă ești fericit și el spune da. Până la urmă, ăsta e visul oricărei mame, să-și vadă copilul fericit. Ce să fac? Fericit? Să pozez în mama aceea care doar spune din gură da, dacă nu pot să fac asta? Dar v-ați resemnat? M-am retras, nu m-am resemnat. M-am... Adică care e interacțiunea în casă cu niciuna. Acest cuplu? Niciuna. Cum niciuna? Nu, mai nu vorbești cu mama Leo? Ea nu există pentru mine, iar el aștept să-și revină. Acă sensual. Baftă! Nu veniți la nuntă? Exclus așa. Haideți, doamnă, cum? Vreți să vă spun aici, în direct, să-mi dau cuvântul? Sau? Nu, doamne ferește, că o mulți s-o au dat cuvântul și l-au retras. Nu. Așa. Nu mă cunoașteți. Ar fi bine să... Bine. Dau cuvântul publicității. Cred că știe cel mai bine. Să-l întrebați pe el dacă vin sau nu. Nu vreau să-l întristez, că e fericită.